Noi va trebui să avem în primul rând, dragii mei, gânduri bune. Atenție mare la paza minții, pentru că în această perioadă toate gândurile astea vin vală peste noi, toate știrile, pentru că și media acum prezintă lucrurile cu, pentru seta asta de rating, prezintă lucrurile așa de dramatic, în așa fel încât putem să ne speriem și nu e regulă să ne speriem. Iată, dragii mei, pentru paza gândurilor, pentru paza minții v-am pregătit un text din Pateric. Important ca să vă ajute puțin să vă păziți puțin de gândurile rele, pentru că, atenție, gândurile rele, întâi, înainte de a deveni stare, ele nu sunt ale noastre. Și ar trebui să avem mare grijă la paza ca să avem o stare bună, de, de, o stare spirituală bună, o stare de spirit bună. Iată ce spune Patericul. Gândurile rele nu trebuie luate în seamă Deoarece au proprietăți inalienabile, ele nu sunt de la natura noastră. Nu sunt de la natura noastră. Una și aceeași minte nu poate să-l slăvească pe Dumnezeu și să hulească în același timp. Mintea este creată să-l slăvească pe Dumnezeu. Unor asemenea gânduri rele nu trebuie să le dăm atenție, trebuie să le aruncăm. Ca pe un gunoi, ca pe ceva străin, când vin gândurile rele, de panică, de răutate, de judecată aspră asupra altor oameni, acum suntem foarte tentați să judecăm. Dacă un anumit gând rău vine insistent în minte și inima se lipește de gândul acela și consimte la el, atunci trebuie să ne adunăm toate puterile și să aruncăm de la noi gândul acela. Cum putem să alungăm gândul acela? Și aici este răspunsul patericului care ne ajută enorm de mult. Putem să alungăm aceste gândurile cu ajutorul rugăciunii lui Isus și cu ajutorul Harului Duhului Sfânt prin spovedanie. Adică îl prăși pe diavol, îl spui pe diavol. Uite, părinte, am avut gânduri, mă chinuie gândurile rele și Duhul rău pleacă. Dar mai ales când nu avem duhovnicul aproape, putem să-L slăvim pe Dumnezeu, dragii mei, spunând, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și vă mai spun o rugăciune pe care am primit-o și eu la Sfântul Munte Atos, ca pe o recomandare când mi-e greu. Așa mi-a spus un pusnic, părintele Vasile, când ți-e greu, uite, spune așa și spun și eu tot așa. El spune așa, când îi e greu, pentru că el trăiește în pustiu, și comunică direct cu Dumnezeu o rugăciune trăită, autentic în inima lui. Și el spune așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul și mă iartă. Și apoi spune, Iisuse Fiului Dumnezeu, Tu ești iubirea inimii mele, pe Tine te iubesc. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, Tu ești iubirea inimii mele, pe Tine te iubesc. Și îmi spunea părintele, eu îi spun lui Isus că îl iubesc și revărs iubirea mea către el și el revarsă iubirea lui către mine. Haideți să spunem împreună, dragii mei, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu ești iubirea inimii mele, pe Tine te iubesc. Și dacă îi spunem lui Dumnezeu că îl iubim, așa cum spune copilul mamei, mami te iubesc și mama îi spune și eu te iubesc copilul meu. Așa spune și Domnul către noi și ne aduce pace, așa cum spune în Sfânta Scriptură și vom veni la tine și vom face să lași în tine și Domnul va face să lași în noi, dragii mei. Deci dacă nu ne înfricoșăm, dacă nu ne speriem, dacă nu ne panicăm, fiind în ascultare n-ai de ce să te panici, pentru că tu ai un duhovnic, ai un preot care te povățuiește, ai o parohie de care depinzi, de care sufletul tău este legat, ai un ierar care veghează asupra ta și conform cuvântului Bibliei ne supunem stăpânirilor, căci însuși Mântuitorul a spus, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului, acum cezarul ne-a cerut să stăm în case, stăm în case și prin ascultare pogoară harul Duhului Sfânt asupra noastră.